Cetățenii care vor să meargă la vot pe data de 25 mai pentru a-și alege europarlamentarii își pot exercita dreptul de vot la secțiile din țară în baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie, buletinului de identitate, pașaportului diplomatic, pașaportului diplomatic electronic, pașaportului de serviciu, pașaportului de serviciu electronic sau a carnetului de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare. Cetățenii români care în ziua de referință se află în străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în afara țării, în baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie, buletinului de identitate. Românii cu domiciliul în străinătate votează în baza cărții de identitate provizorie, pașaportului diplomatic, pașaportului diplomatic electronic, pașaportului de serviciu, pașaportului de serviciu electronic, pașaportului simplu, pașaportului simplu electronic sau pașaportului simplu temporar. Alegătorii pot vota europarlamentari fie în localitatea de domiciliu, fie în altă localitate în străinătate dacă sunt plecați sau chiar cu urna specială dacă sănătatea nu le permite deplasarea la secția de votare. Cetățenii netransmisibili din motive de boală sau invaliditate își pot exercita dreptul de vot cu ajutorul urnei speciale. Procesul de votare se desfășoară între orele 7 și 21. În acest interval de timp, alegătorii se pot prezenta la secțiile de votare legitimându-se cu unul dintre documentele valabile de identitate menționate. După ce prezintă oricare dintre aceste acte, membrii biroului electoral al secției de votare verifică înscrierea în lista electorală și încredințează alegătorului buletinele de vot și ștampila cu mențiunea votat. Odată ce primesc buletinele și ștampilele de vot, alegătorii pot vota separat în cabine de vot închise, aplicând ștampila cu mențiunea votat în patrolaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. Având în vedere că potrivit legii votul este secret, prezența oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă. Totuși, în cazul în care alegătorul nu poate vota singur, acesta are dreptul să cheme în cabina de votare în scopul de a-l ajuta un însoțitor ales de el. La ieșirea din cabina de vot, alegătorul va restitui ștampila cu mențiunea votat membrilor biroului, care vor aplica ștampila și pe documentul de identitate, menționând data scrutinului. Conform noului cod penal, votarea de două sau mai multe ori sau introducerea în urnă a mai multor buletine de vot constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.